Acesta este al treilea video dintr-o serie nouă despre relația dintre microbiom și bolile cronice și mă aștept ca până acum să începi să înțelegi cum bacteriile trăiesc, lucrează și comunică între ele și să apreciezi cât de important sunt ele pentru sănătatea și bunăstarea ta. Mă aștept să fii cel puțin impresionată de designul ecosistemului tău interior și să devii chiar motivată să lucrezi cu bacteriile intestinale împreună pentru a ajuta la restabilirea sănătății și a homeostaziei intestinale. Adevărul este că până acum am descoperit doar vârful icebergului și de acum vom intra în detalii care s-ar putea să necesite să asculte mai multe ori un material video. Vezi tu, asta pentru că bacteriile sau prietenii noștri intestinali nu se izolează în propriul ecosistem, fericit. De fapt, ele lucrează și comunică cu orice alt sistem din corpul tău, de aceea influențează bolile cronice. Cea mai importantă și mai strânsă legătură dintre aceste relații este cea pe care o împărtășesc cu surorile lor care trăiesc și lucrează în propriile celule. Despre asta vom discuta în continuare, așa că te invit să rămâi alături de mine. Cei mai mulți dintre dumneavoastră care au făcut biologia la liceu și le-a și plăcut, sunteți conștiente de centralele electrice din celulele noastre, mitocondriile. Mitocondriile sunt destul de asemănătoare cu bacteriile intestinale care locuiesc în microbiomul tău. De fapt, la fel ca acești prieteni ai noștri intestinali, bacteriile, mitocondriile au propriul lor ADN. Deci se pot diviza în același timp cu celulele gazdă, dar se pot diviza și pentru a face mai multe mitocondrii pentru un proces numit mitogeneză. După cum vom afla în curând, capacitatea lor de a se reproduce fără ca restul celulei să fie nevoită să se divizeze este extrem de importantă pentru tine, pentru sănătatea și pentru viitorul tău. Astăzi, microbiomul și mitocondriile sunt legate împreună de un trecut bacterian comun, rămân în contact prin intermediul unor molecule de semnalizare numite postbiotice. Da? Veți auzi, mai ales în protocolul de curățare a microbiomului pe care noi la inginerii creierului îl folosim pentru a duce în remisie tiroida, afecțiune de tiroidă și alte boli cronice. Veți auzi despre aceste postbiotice ca produs al ecuației probiotice plus prebiotice. Ei bine, sunt mai multe tipuri printre care acizi grași cu lanț scurt și acestea sau aceștia sunt molecule de semnalizare și vom vorbi despre ei în continuare. Ele sunt în general produse de bacterii din intestin, aceste postbiotice, dar sigur le putem și înghiți, le putem și folosi din alimente sau supliment alimentare. Bacteriile noastre intestinale ce fac? Monitorizează cu atenție tot ce are loc în corpul nostru și sunt într-o poziție excelentă pentru a face asta, deoarece primesc în mod constant informații despre starea lucrurilor, atât de la sistemul imunitar, cât și de la sistemul nostru nervos central. Apoi transmit aceste mesaje mitocondriilor despre cantitatea de energie de care au nevoie pentru a produce prin intermediul moleculelor de semnalizare postbiotice. Informațiile pe care mitocondriile le primesc de la microbiomul dumneavoastră influențează cantitatea de energie pe care o produc. Deci, iată o legătură extrem de importantă. Acesta este unul dintre motivele pentru care dietele tradiționale keto, sărace în carbohidrați sau bogate în proteine, care restricționează aportul de fibre pe bază de plante, pot duce la efecte secundare, cum ar fi oboseala și ceața cerebrală. Această fibră este esențială pentru producerea unui microbiom înfloritor, care, la rândul său, produce aceste postbiotice esențiale. Vom discuta acest lucru în detaliu imediat, dar mai întâi vă invit să aruncăm o privire mai atentă asupra modului în care funcționează fabricile noastre de energie, mitocondriile. Denumirea tehnică pentru conversia alimentelor și a oxigenului în energie este
respirația celulară. Acesta este un proces care are loc din nou și din nou în fiecare mitocondrie din corpul dumneavoastră și, dacă vă amintiți, corpul nostru găzduiește trilioane de mitocondrii. Ne putem gândi la respirația celulară ca la o linie de asamblare internă. Este deci nevoie de mai mulți pași pentru a converti glucoza sau proteinele și grăsimile, de altfel, în adenozin trifosfat sau ATP-ul, care este moneda noastră energetică celulară, ok? După cum vă poate spune și vă va spune orice fan Star Trek, ființele umane, deci noi cu toții suntem formați din sau bazat pe carbon. Toate alimentele pe care le consumăm, fie că sunt formate din zaharuri, aminoacizi sau grăsimi, se descompun în cele din urmă într-o grămadă de molecule de carbon. Acele molecule de carbon își fac drum în interiorul celulelor, unde sunt colectate de mitocondrii, pentru a demara, a începe procesul de producere a energiei. Acesta este începutul ciclului Krebs, cu capa, da? Numit uneori ciclul acidului citric. Este o serie de reacții care transformă acele molecule de carbon în adenozin trifosfat sau ATP. Odată ce moleculele de carbon trec în mitocondrii, ele încep acest dans fascinant cu protoni și electroni și vă puteți aminti că acestea sunt particule încărcate, gândiți-vă ca fiind electrificate, dacă vreți, protonii purtând o sarcină pozitivă cu plus, iar electronii o sarcină negativă, ok? Acei protoni și electroni sunt apoi introduși prin membrana mitocondrială interioară și mai adânc în mitocondrii. Acolo ele trec printr-o serie de reacții chimice cunoscute sub numele de lanț de transport de electroni, care sunt niște chestiuni complexe, dar mai pe înțelesul tuturor, acest lanț ajută la creșterea încărcăturii acelor particule. Pe măsură ce sarcina lor crește, deci, electronii și protonii încărcați devin ca niște cartofi fierbinți, devenind astfel din ce în ce mai electrificați pe măsură ce sar de la un nivel de sarcină la altul. Și lucrurile devin atât de fierbinți în această situație încât te poți gândi la acest proces ca la o grămadă de tineri de 20 de ani care se îndreaptă spre o seară la cel mai recent deschis local de noapte. Aș vrea să vă gândiți la o singură mitocondrie ca fiind cel mai tare club nou din oraș. Pentru cei care nu au prea multe informații sau cunoștințe, acest concept este atât de important încât o să-l discutăm pe larg și vă invit să rămâneți alături de noi. Clubul Mito are o intrare principală care vă permite să accesați clubul, interiorul și o ușă cu rotativă cu sens unic în spate, pe unde puteți ieși. Sigur că există și câteva ieșiri de urgență și vom vorbi despre acestea mai târziu. În acest moment există o singură cale de intrare sau de ieșire pentru clienții clubului Mito, ok? Clubul Mito este aglomerat și până la refuz plin cu sute de protoni, electroni și alte molecule, inclusiv oxigen și hidrogen. Deoarece clubul Mito poate deveni foarte, foarte plin și neîncăpător, pentru că oricine încearcă să intre, este nevoie de portari care să supravegheze intrarea. Și este treaba portarului să admită suficienți oameni cât să nu se supraîncarce locul. Dar chiar și dacă acest portar muncește din greu, clienții abia pot ajunge la bar fără să se ciocnească de cel puțin câteva persoane. Și ca în orice club adevărat, există o mulțime de protoni și electroni care sunt acolo cu speranța de a se conecta sau cupla cu o moleculă de oxigen.
Unii reușesc să se cupleze cu acel oxigen dorit, își dau mâinile, se îndreaptă spre ușa rotativă din spate și produc mult ATP, adenozin trifosfat, la ieșire. Este ca modul în care apa creează puterea de a întoarce o piatră de moară când trece peste roata morii. Deci când protonii încărcați pozitiv, acum cuplați cu oxigenul, trec împreună prin ușa din spate a membranei mitocondriilor, ei produc energie. Okay? În plus, în procesul de ieșire, protonii lasă în urmă dioxid de carbon și vă puteți gândi la acest dioxid de carbon ca sticlele și alt gunoi pe care clienții le aruncă înainte de a ieși pe ușă cu cuplul pe care l-au format. Este o seară tipică de sâmbătă, plină, până la refuz este încăperea, când dintr-o dată mulți electroni decid să plece. Și asta lasă o grămadă de protoni care speraseră să se conecteze cu niște oxigen, fără direcție, să zicem așa. Și realizând că șansele de cuplare cu oxigenul sunt scăzute. Deci protonii frustrați văd semnul de ieșire în depărtare și se îndreaptă către ușă. Acolo unii dintre protoni se pot întâlni cu niște molecule de oxigen captivante și în cele din urmă reușesc să se cupleze. Apoi, pe măsură ce noile cupluri se îndreaptă către ieșire, produc și mai mult adenozin trifosfat, moneda de schimb a energiei în corp, a mitocondriilor, ok? Dar majoritatea celorlalți protoni nu vor fi atât de fericiți. Ei ies singuri și neîmpliniți din club. În seara asta nu vor face ATP. Ar trebui să menționez că acest proces nu este chiar atât de simplu pe cât l-am făcut să sune, pentru că în mitocondrii procesul în mai multe etape de încercare de combinare cu oxigenul cu protoni pentru a produce ATP poate duce la mai mult decât dioxid de carbon. Din păcate, nu doar protonii vor să se cupleze cu oxigenul, electronii sunt și ei dinamizați și când electronii în loc de protoni ajung să se cupleze cu oxigenul, ce se produce? Speciile se produc reactive de oxigen sau ROS-urile, care includ radicalii liberi despre care vorbim atât de mult în domeniul sănătății, al longevității. Gândiți-vă la aceste specii reactive, ROS-uri, ca fiind ca eșapamentul de la mașina ta și în analogia cu clubul Mito, ne putem gândi la ei ca la clienții care au băut prea mult și încep să ia la bătaie. Sigur că gardienii se vor ocupa în cele din urmă de ei, dar asta nu înseamnă că nu provoacă zarvă. ROS-urile se află în spatele stresului oxidativ, care dăunează mitocondriilor și în consecință celulelor. Probabil că ați mai auzit de ROS-uri și de stresul oxidativ înainte, în special. Ambele au fost și sunt implicate în îmbătrânire și bolile cronice. Acum, unele ROS-uri sunt ok, sunt în regulă. Clubul Mito n-ar fi locul potrivit dacă n-ar exista și puțin entuziasm. În cantități mici, acționează ca molecule de semnalizare, da? Trimițând mesaje care vă ajută să vă mențineți celulele sănătoase. Abia atunci când sunt produse în exces, acestea devin o problemă. Deci, atunci când prea mulți electroni și molecule de oxigen se cuplează, aceasta poate deteriora mitocondriile. Și mai rău dacă gardienii clubului Mito nu găsesc o modalitate de a ține sub control speciile reactive, ei pot induce apoptoza, literalmente moartea explozivă și imediată a celulei. După cum vă puteți imagina, prea multe lupte, prea multă dramă și clubul ar trebui să fie închis. Acum, cei doi gardieni principali ai clubului Mito sunt melatonina, da, hormonul somnului despre care s-a auzit atât de mult, și glutationul, care este maestrul antioxidant atât de bine cunoscut. Ele împreună ajută la menținerea ROS-urilor în punctul lor potrivit, doar atât cât ne trebuie ca să-și facă sarcină de semnalizare, cum spuneam, dar nu atât de mult încât să dăuneze celulei. După cum
Vă puteți da seama, clubului Mito îi place să aibă o mulțime din acești gardieni pentru a se asigura că lucrurile nu scapă de sub control. Deci ne trebuie acest glutation și acest melatonină pe post de gardieni. Dar ca să nu scape de sub control, trebuie să existe totuși și un alt sistem de siguranță și aici intervine ceea ce vom povesti sub numele de decuplare mitocondrială. Astăzi, mulți oameni folosesc termenul de decuplare pentru a descrie părăsirea unei relații romantice. Mitocondriile au propriul mod de a divorța de arderea combustibilului, metabolismul, de producția de energie, ATP-ul. Aceasta se numește decuplarea mitocondrială. Permiteți-mi să vă explic cum funcționează decuplarea folosind această analogie a clubului Mito. După cum știți, și după cum am vorbit până acum, acest club este locul unde trebuie să fii și coada pentru cei care doresc să intre este foarte, foarte lungă. Lucrurile se încing în interior și la un moment dat protonii nu mai sunt interesați să se cupleze cu oxigenul. Vor doar să iasă afară și fie să încerce un loc nou, fie să termine povestea. Clubul Mito are o singură ieșire, cum am zis, în spate, dar cu această mulțime mare, acea ieșire este blocată ușor. Apoi cineva deschide una dintre ieșirile de urgență și bum! Protonii se repet pe ușă, atât de revigorați de noua lor libertate, încât se îndreaptă pentru a-și încerca norocul să se cupleze în altă parte. Acum că s-a deschis puțin spațiul în clubul Mito, tensiunea se risipește și clienții pot să se distreze din nou. De fapt, protonii și molecule de oxigen au acum loc să înceapă cuplarea. În plus, gardianul poate admite pe unii dintre cei care au așteptat afară, la rând. Dar în doar câteva minute, clubul este din nou plin. Și ce ar trebui să se întâmple? Ce ar trebui să facă proprietarul? Are clienți nemulțumiți, atât cei care sunt strânși înăuntru, cât și toți cei de afară care așteaptă să intre. Și are nevoie de un nou plan de joc. Cu atât de mulți clienți care se învârt afară, este clar că celula ar putea să folosească un alt club Mito sau chiar mai multe pentru a ține pasul cu cererea. Acest proces se numește mitogeneză sau adăugarea mai multor mitocondrii în celulă, la celulă. În anumite circunstanțe, o celulă va produce mai multe mitocondrii pentru a face față sarcinii de lucru. După cum vă amintiți, mitocondriile au propriul ADN și se pot diviza atunci când au nevoie, indiferent de ce ar face restul celulei. Ceea ce este minunat. Majoritatea experților vă vor spune că există doar două moduri de a produce mai multe mitocondrii, prin post și sau exerciții fizice. Dar în acest video vă voi spune că există de fapt câteva alte moduri de a provoca mitogeneza sau nașterea de mitocondrii într-o celulă. Bineînțeles, asta înseamnă mai multă energie și sănătate și putem obține resursele de care avem nevoie pentru a face asta urmând sfaturile din această serie nouă despre relația dintre mitocondrii și microbiom și de asemenea bolile cronice. Ok, așa că proprietarul clubului decide să construiască mai multe cluburi. Practica a pus pe picioare o rețetă de succes a clubului Mito, dar pentru a crea noi locații are nevoie de un împrumut bancar și unde să meargă să-l ia. Poate să profite de depozitele de grăsime ale corpului pentru a oferi resursele necesare construirii de noi cluburi, mitocondrii, și a începe să producă din nou toată acea energie. Ok, dar s-ar putea să vă gândiți de ce ar da corpul această grăsime la schimb. Ceva nu are sens și poate că ai dreptate. E nevoie de implicarea unor proteine unice impulsionate de cetone sau de alți compuși de decuplare pentru a deschide ușile laterale, a promova mitogeneza și a spune depozitul de grăsime să se deschidă. Anul 1978. Fiziologii David Nichols și Vibeck S. Berson, precum și Gillian Heaton, cercetătorii la Buck Institute for Research on Aging, au descoperit că mitocondriile au încorporate niște ieșiri de urgență pentru diversi jucători care participă la transportul de electroni. Aceste ieșiri sunt controlate de proteinele de decuplare.
Astăzi știm că există 5 proteine de decuplare, numite UCP1 până la UCP5. Toate se află în membrana mitocondrială internă și permit protonilor să iasă în anumite circumstanțe. La fel ca acești clienți ai clubului mito care se strecoară pe ușa laterală, mitocondriile noastre pot permite protonilor decuplați să părăsească centralele electrice producătoare de energie ale celulelor și să irosească aceste calorii în proces. După cum se dovedește, cetonele, precum și alte molecule despre care vom discuta, trimit mesaje mitocondriilor pentru a deschide acele ieșiri de urgență sau a decupla și a produce mai puțin adenozin trifosfat ATP în acest proces. Mitocondriile efectuează un bypass caloric, irosind calorii în loc să le folosească pentru combustibil și induc mitogeneza multiplicându-se. Deci prin decuplare, fiecare mitocondrie ajunge să creeze mai puțin adenozin trifosfat. Și poate că sună ca fiind ceva negativ, dar are beneficii extraordinare. După cum a descris prima dată Martin Brand, doctor în domeniul acesta, un cercetător prolific de altfel, la Institutul BAC pentru cercetarea asupra îmbătrânirii, care studiază mecanismele de transformare a energiei în corpul uman. Decuplarea mitocondrială este pentru, sau are loc pentru protejarea mitocondriilor. Pentru că, dacă vă amintiți, producerea de ATP dăunează acestor mitocondrii. Deci, decuplarea protejează sănătatea lor de acele specii reactive, ROS-urile, da? A avea mitocondrii mai sănătoase și mai bine protejate, practic, este cheia fiecărui aspect al sănătății tale. Subliniază-ți asta. Sănătate înseamnă mitocondrii sănătoase. Și importanța acestei afirmații nu poate fi exagerată în știință. S-ar putea merge până acolo încât să se spună că la sfârșitul zilei, când tragi linie, ești la fel de sănătos ca mitocondriile tale. După decuplare și mitogeneză, două mitocondrii sănătoase pot produce mai mult ATP împreună decât poate o mitocondrie deteriorată să producă de una singură. Gândiți-vă de pildă la o sanie trasă de câini. Dacă un singur câine trage, nu veți ajunge foarte repede, nu veți merge. În plus, câinele va obosi în curând, așa că nu vei ajunge nici prea departe. Pentru fiecare câine suplimentar pe care îl atașezi la sanie, vei merge mai departe și mai repede, deoarece câinii împart acum povara. Singurul dezavantaj este că acum trebuie să hrănești mai mulți câini. Și asta va necesita mai multă mâncare. Același lucru este valabil și pentru mitocondrii, dar în acest caz hrănirea mai multor mitocondrii este de fapt un alt beneficiu, deoarece decuplarea vă permite să pierdeți calorii și să eliminați grăsimea din depozit pentru a vă hrăni mitocondriile noi. În plus, decuplarea mitocondriilor produce căldură printr-un proces numit termogeneză, care promovează pierderea în greutate, vitalitatea și sănătatea. Concluzia este că vrei ca mitocondriile tale să se decupleze și să facă mai multă treabă. Cum poți face asta să se întâmple? Aici intră în joc și surorile mitocondriilor, despre care vom vorbi în cel de-al patrulea material din această serie. Rămâi cu noi, fii atent și notează-ți și bucură-te de informațiile minunate, bombă, pe care le auzi. O zi sănătoasă!